După ce a fost suspendat timp de șase luni din lotul național Under-21, iată că Leonard Manole vine din nou în atenția lui Emil Sândoi. Fotbalistul piteștean a primit o nouă convocare. Astfel, jucătorul Al Violet va face parte din lotul echipei de tinere ce va susține două meciuri amicale în perioada următoare. Și aici ne referim la confruntările cu selecționatele Angliei și Franței. Primul joc va avea loc pe data de 21 martie în Anglia, urmând ca pe 25 echipa de tineret a României să dispute amicalul cu Franța. Se pare că după scandalul în care a fost implicat și Leonard Manole, scandal în care acesta spune că nu a avut nicio vină fiind acuzat pe nedrept, Emil Sândoi i-a mai dat o șansă fotbalistului Piteștean și l-a convocat din nou.